Și am primit peste o lună de zile mesaj pe telefon de la Kaufland, scria: Kaufland deschide un nou magazin noaptea reducerilor. 50% reducere la legume și fructe și carne. Și eu am zis: băi, ești prost, cât de marfă e Kaufland. Și m-am dus cu mesajul ăsta la prietena mea. Zic: ia uite, Kaufland deschide un magazin la jumătate de preț, hai să luăm căcaturi la jumătate de preț, legume, fructe, hai să mergem să luăm, e o ofertă. Și mi-a zis: băi, ești prost? Ce să cauți? O să fie o grămadă de oameni, se calcă în picioare, stai dracu acasă. Am mers. Am zis: vedem cum e, dacă e haos, nu stăm, plecăm. Oameni buni, am intrat în Kaufland, la intrare era ca la revoluție. N-aveai cum să intri, se băteau oamenii cu portocale, eram cu căruciorul, împingeam, oamenii am dat peste o bătrânică când intram, mi-a zis: mamaie, stai jos că-s promoții, n-am cum, trebuie să intru, stai acolo jos. Și am prins o plasă de portocale când venea în cap și am pus-o în cărucior și în timp ce intram am văzut fasole la jumătate preț. Pula, nu știu cât costă fasole la preț întreg, abar n-am, dar zic, dacă e la jumate, sunt aici, iau și eu o pungă. O avea un kilo, o avea două. Mai târziu am aflat, avea 4 kg pungă de fasole, că așa o ambalea sărăii de la Kaufland. Și am zis: bă, n-avem ce să luăm de la legume fructe, hai să mergem la carne, că poate e mai bine. În drum spre carne, din fața mea venea un gras cu un cărucior plin cu cârnați și vorbea la telefon, citez: Viorele, am luat 35 de kg de cârnați, faci în grătar, Viorele. Și am zis: bă, vreau și eu să fac grătar, hai la carne să fac și eu grătar. Am ajuns la carne, nu era nicio coadă. La carne era o masă de oameni ca la înviere. Știi cum vine preotul cu lumină? Așa a ieșit șeful de magazin cu cârnați. Dădeau aia cârnații din mână în mână până în spate, se rugau, erau babe, făceau mătănii în stânga, pupau podeaua de la Kaufland, se închinau la vită oaie, pe cuvânt de onoare. N-aveai ce să ieși, am zis: bă, n-avem ce să luăm, hai să plecăm, dă-l dracu de Kaufland. Când să plecăm, pe prietena mea a luat-o căcarea. Și am zis: du-te cacă-te pe el de Kaufland. Nu mai cumpăr nimic, te aștept aici, când te întorci plecăm acasă. Și am abandonat căruciorul cu fasole și portocale, l-am lăsat lângă un raft așa și eram singurul prost care se plimba prin Kaufland. Zici că eram pe faleză la mare, mergeam așa, mă uitam, toți oamenii erau disperați, fugeau după oferte și din fața mea vine un cuplu și aia îi spune lui în felul următor, citez: știi cum sunt ouăle astea? Știi ce gălbenuș au? Zăpăcești! Și am fost: bă, vreau și eu să zăpăcesc, dacă tot sunt aici, de ce să nu zăpăcesc? Adică merit să zăpăcesc, că tot am venit. Și parcă mi-a citit gândul, aici alea cu ambalajul alb. Și m-am uitat, zic, 10 ouă la ofertă, iau și eu 10 ouă, zăpăcesc de 10 ouă. Și am dat să plec. Când să plec, zic, bă, dar eu sunt prost, mai am o mână liberă. Nu mai bine zăpăcesc de 20 de ouă. Și mergeam cu 20 de ouă, prin, teoretic 22, mergeam cu 20 de ouă prin Kaufland, am ajuns la raionul de igienă personală, unde nu era nimeni. Nimeni nu se gândea că o să iasă pe undeva cârnație. Și am găsit apă de gură la ofertă, un litru la preț de 500, ofertă, bombă, preț, șoc, am luat 2 litri. Zici că l-am apă plată, i-am pus la sub braț, mergeam cu 2 litri de apă de gură și 22 și am zis, bă, n-am cum să le mai car, hai la cărucior, că sunt prea multe oferte. Am ajuns la cărucior, îmi furaseră fasolea și portocalele, pe cum donare. Mi le furaseră din cărucior, în clipa aia s-a produs ceva, am zis, da, futu-vă în gură, începură războiul. Deci m-am întors la legume și fructe, am dat peste aceeași bătrânică, am zis, mamaie, mi-au luat fasolea, stai jos că mi-au luat fasolea, nu te ridica, e haos, e haos. Am luat 2 pungi de portocale de nervi și 2 pungi de fasole, că eu nu știam că unea are 4 kg atunci. Am luat o razna, am văzut, am cumpărat vas de lut la ofertă, mă fut în el de vas de lut, am făcut sarmalea cu un an, tot a sarmale, miroase în căcatul ăla de vas. Erau oameni antrenați pentru promoții, erau cu cărucioare tunate și cu copilași pe post de câine de vânătoare. Erau copilași atât de mici antrenați, știi? L-au dat cu cârnat pe la nas înainte. L-au dat drumul în magazin. Aia când au simțit mirosul de cârnat s-au oprit și au făcut semn. Tata! Cârnați la jumate! Au ridicat lăbuța. Erau unul, avea un tricou printat cu rafturi Kaufland. Mergea așa să nu-l vadă lumea. Era să iau ceva de pe el, efectiv. Eu aveam un tricou roșu pe mine, zici că eram angajat la Kaufland, dar am zis că mi-a unul pe sus. Tatiana, uite ce am luat! Un clov! Am cumpărat lame de ras care nu se potrivesc la aparatul meu de ras. Am cumpărat cif cu Domestos 1 plus 1, 6 pachete. Am zis, asta nu expiră, fac curat un an de zile. S-a întors prietena mea de la baie, eram disperat. Zic, uite ce am luat, vas de lut la ofertă, 20 de ouă, o să zăpăcim de la ouăle astea. Cif cu Domestos, 6 pachete, 1 plus 1, du-te la casă. Eram ca într-un film de acțiune, eram disperat, zic, du-te la casă. Dacă nu vine 10, te plătește, pleacă fără mine. Du-te, nu te uita înapoi, dă-i ciful și Domestos, dă-i lui mama și amintească de mine că șterge căcatul, du-te. M-am întors, m-am târât până la casă și am cumpărat în seara de 800 de lei. 800 de lei și a doua zi dimineață, n-aveam ce să mâncăm.
În afară de alea 22 bășite, de la care n-am zăpăcit, fute-maș pe ele de o să mă fut, că avea un gălbenuș de tot căcatul, era în trei culori gălbenușul ăla și albușul zici că era de plastic de jucărie, deci alea trebuia să fie ouă de la găini virgine ca să zăpăcesc eu. Am mâncat 10 ouă, am zis, bă, poate îmi zăpăcește ficatul dacă nu zăpăcesc eu. Am cumpărat 8 kg de fasole în decembrie, ziua mea în august am făcut fasole bătute de ziua mea. Erau toți invitații de ziua mea balonați cu burta umflată, când dădeau noroc se bășeau în același timp, erau, la mulți ani, mersi! Stăteau când se așezau pe canapea, sărau ca bile, erau, era acolo, toți vorbeau despre bășin și, asta din 2016, ce aromă, se simte fructul în aer, se simte boaba de fasole. Era coadă cu bon de ordine ca să te cași de ziua mea, era acolo. Tu scauflandu mătii 800 de lei să-ți fut. S-au căcat toți în seara aia că am terminat toate pachetele cu Cif și Domestos într-o singură seară, nu glumesc. 6 pachete am curățat la căcat într-o singură seară. 800 de lei futu-ți scauflandu mătii. Și mă bucur, vă mulțumim că ați venit și că ați râs și că ați așteptat atât de mult și afară și aici și vă mulțumim foarte mult. Sunteți ok? Dar vreau să plecați cu ceva acasă, serios. Vreau să rămâneți cu un mesaj. Nu mergeți la promoțiile astea, că nu merită. Sunt jocuri de marketing, te spală pe creier, îți iau bani. N-ai nevoie de reducere, n-ai nevoie. N-ai nevoie să cumperi căcatul ăla la jumătate de preț. Nu mergeți la promoții la Kaufland, la Cora, la Metro, la Ocean, la Selgros, la toate astea. Nu mergeți. Mergeți la Lidl. Asta a fost show. Vă mulțumim din suflet că ați venit. Vă mulțumim, Pitești.